Salutare, toată lumea, și bine m-am găsit la un nou review la niște căști de telefon. Ia uitați-le aici. Bă, în primul rând vreau să vă zic că aceste căști au microfon încorporat fix aici, au microfonul. Și le-a luat, adică noi avem practic la școală în fiecare an de Crăciun, adică aproape de Crăciun, ne dăm cadouri unul altuia. Așa, am primit de la un coleg căștile astea foarte frumoase. Ei bine, asta ce vreau să fac este să le fac un mic review, adică o să intru pe calculator, uitați să nu contează, o să intru pe calculator și o să le bag în calculator să se vede microfonul pe la ele. Asta e microfonul, aici undeva are microfonul. Aici are microfonul. Bă, n-are niciun băzit, se aude chiar foarte fain. Deja că vreți să vă apucați de YouTube, vi le luați pe astea decât să dați, nu știu, nu, glumeam, glumeam. Bă, puteți să vi le luați dacă vă plac căștile de telefon, sunt foarte, foarte faine. Sunt cu fermoare, uitați aici, adică cu fermoare pe barosoneală, nu? Și da, așa, nu pot să dau în jos, asta e foarte greu, adică cu o mână aia, așa dacă pot. Nu, nu pot, vă rog, hai să intrăm pe Așa cum calculator să vedem cum se este aude. mic testul, adică testul. Asta, să pun microfonul ăsta sus ca să nu ziceți că îți rișez. Acesta este microfonul. Ia, hai să-l batem. Vezi cum se aude? Deci ăsta este microfonul, băieți. Da? Îl punem aici, să scoasă, nu cadă. Deci ăsta este microfonul de la căști. Așa se aude microfonul de la acesta. Să-l luăm un pic mai jos. L-am pus pe clepsidra asta, să stia doar microfonul. Da, puteți să-l puneți și aici, de exemplu. Se aude foarte bine. Văd că se aude un pic întârziat, nu știu de ce, mă rog. Microfon de căști, mă rog. Foarte frumos. Ce să zic? Vă recomand dacă vreți să filmați pe YouTube sau chestii de genul. E 30 de lei în conflant, că căștile 30 de lei, mă rog, căștile astea 30 de lei, da. Și microfonul, cam atât. Cam atât. Și acum să punem microfonul meu de la, adică microfonul ăsta, să-l punem să vedem cum se aude, ok? Ca să facem mai așa o comparație. Gata, băieții. Este microfonul acesta, asta nu mai merge. Gata, nu mai merge, ăsta merge acum. Așa. Deci, asta e diferența și căștile astea, până la urmă pe astea, tot cam atât am dat, astea și de telefon, transport, chestia, uite. De telefon, na. Mă rog. Și, na, uite. Sunt foarte frumoase, frate. Ia, uite și aici, hai să luăm clepsidra asta. Părerea mea este că căștile astea sunt foarte, foarte frumoase. Și ara și designul, te vezi cu fermoară, că nu vă puteam arăta în unboxing. Se deschide așa în două, vedeți? Se deschid în două și după aia le poți închide. Ia, uite. Acum sunt două și acum sunt una, ia, uite. Sunt unite aici, vedeți? Ia. Nu știu cum să... Uite, le țin de aici. Ia. Vedeți? Și închis. Și am deschidem fermoarul. Opa, și sunt două, vedeți? Foarte șmecher, mă. Și o să le păstrez pentru drum lung sau chestii de genul. Acum nu știu. Nu se aude, adică e un pic întârziat sunetul pentru că, bă, dați seama, scăzi de telefon, scăzi de calculator, dar totuși este foarte, foarte bun. Adică n-are nici buzi nimica. Dacă nu aveți microfon la calculator, băgați astea și gata. Sunt destul de ieftine, microfon care se aude foarte bine, adică alte căști de 30 de lei au buzuit enorm. De exemplu, astea pe care le am eu acum, dacă nu-mi băgam noise cancelling, nu. N-aveam nicio șansă să... Ah, by the way, băieți, ce avem noi în spate? Nu cred că pot să pun lumina pe el. Brăduțul nostru de Crăciun! Ha-ha! Brăduțul nostru de Crăciun. I-am pus bradul. Chideți-mă. I-am pus bradul de Crăciun și... Da, sper că vă plac căștile și ne vedem data viitoare. Bye, bye.